Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu lucrează în viața ta. El știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Iov 23, versetul 10. E o greșeală să te compari cu alții, deoarece Dumnezeu are un plan unic și personal pentru tine. Metodele sale pot părea uneori ciudate, iar pregătirea prea laborioasă, dar rezultatele dovedesc întotdeauna că așteptarea se justifică. El își împlinește planul în viața noastră fără șiretlicuri și înșelătorii și tot ce ne cere nouă să facem este să ne încredem în El și să-L ascultăm. E foarte simplu. În mijlocul suferinței și necazurilor sale nespus de mari, haideți să vedem care sunt cele trei lucruri pe care le-a spus Iov despre Dumnezeu. În primul rând, El știe ce cale am urmat. Calea pe care te afli astăzi este cea pe care a ales-o Dumnezeu pentru tine și El nu greșește niciodată. Și chiar și atunci când nu știi unde este El, Dumnezeu știe unde ești tu, pentru că El nu-și ia niciodată privirea de la tine. În al doilea rând, dacă m-ar încerca. În versiunea în limba engleză se folosește adverbul temporal când și nu conjuncția dacă. Cuvântul când înseamnă că Dumnezeu a stabilit un moment în care te va pune la încercare și un moment în care te va scoate din încercare. Nu e așa că te bucuri că El este Cel care te încearcă și nu oamenii? Ai avea încredere în altcineva, în afară de El, să te treacă cu bine prin acest proces al învățării? Bineînțeles că nu. În al treilea rând, aș ieși curat ca aurul. Când Dumnezeu vrea să te treacă prin foc și să te cureze de impuritățile din viața ta, vei străluci ca aurul curat și prețios. Procesul precedă întotdeauna promisiunea. Când zgura a fost dată la o parte și când teama a fost înlăturată, unii s-ar putea întreba cum de a ieșit un asemenea vas dintr-un material atât de slab. S-ar putea întreba și dacă ești aceeași persoană. Și când te vor întreba să le răspunzi, nu. Pentru că tu ești acum o persoană în viața căreia lucrează Dumnezeu.